Orașul Bechet a avut cu ocazia Sfintei Maria două motive de sărbătoare. Unul a fost festivalul de folclor dunărind cu Dunărea, la care au participat ansambluri folclorice de copii din mai multe localități, iar cel de-al doilea, Ziua Marinei, marcată tradițional printr-o plimbare cu bacul pe Dunăre. Locuitorii s-au bucurat de artiștii veniți să joace și să cânte, iar sărbătoarea a continuat până noaptea târziu. Ce ne-au pregătit copiii veniți astăzi la Bechet cu ocazia Zilei Marinei? Ocazia Zilei Marinei și, bineînțeles, și cu ocazia festivalului de folclor Dunărind cu Dunărea, Primăria orașului Bechet a organizat acest festival și această manifestare, iar copiii care au venit astăzi pentru a ne prezenta câteva momente folclorice sunt pregătiți de profesorii sau instructorii fiecărui ansamblu. În ce oraș au venit? Ce localități? Avem localitatea Ișalnița, localitatea Brastavățu din județul Olt, Bechetul, bineînțeles, localitatea Călăraș și, bineînțeles, Ostrovenii. Pentru orașul Bechet are o dublă semnificație, Festivalul Internațional de Folclor și sărbătoarea Ziua Marinei, care sunt partenerii noștri, firma Aspet Shipping SRL, de foarte mulți ani de zile, cu care avem o colaborare foarte bună și organizăm împreună acest eveniment. În principiu, muzică populară, muzică ușoară, dansuri, formațiile din localitățile învecinate, care deja este o tradiție pentru localitatea noastră. Avem o relație bună de colaborare cu dumnealor și în fiecare an vrem ca locuitorii din orașul nostru să se simtă bine.